Salutare și bine v-am găsit! Tâmpa este un munte care aparține de masivul Postăvaru, localizat în sudul Carpaților Orientali, mai precis în Carpații de Curbură, și este înconjurat aproape în totalitate de municipiul Brașov. Muntele este alcătuit în principal din formațiuni calcaroase, formate în urma procesului de încrețire a scoarței terestre. Înălțimea maximă atinsă este de 960 de metri la aproape 400 metri deasupra orașului. Urcarea de la poale până pe vârf durează cam o oră și jumătate, iar coborârea în jur de o oră. Cei neobișnuiți cu drumețiile lungi pot lua telecabina care face legătura între cabana restaurant Casa Pădurarului de la Poale și restaurantul Panoramic aflat pe coama muntelui în mai puțin de 3 minute. Primul punct de belvedere este aproape de locul unde te va lăsa telecabina, lângă literele imense care formează cuvântul Brașov. De aici, dacă vei continua urcarea pentru încă 10-15 minute, vei ajunge pe vârful Tâmpa, unde panorama este mult mai largă și de obicei mai puțin aglomerat. Priveliștea din vârful tâmpei, de pe terasa de piatră construită în 1873, ori de pe cea a fostului restaurant Betlen, oferă o splendidă panoramă asupra orașului, iar în zilele senine se poate observa întreaga țara Bârsei. Noi am urcat pe drumul serpentinelor, un traseu lung de 2,7 km. Este marcat cu triunghi roșu, pornește de lângă stația de telecabină, iar durata este de aproximativ o oră jumătate. Poteca urcă ușor pe curbe de nivel până aproape de vârf. Dacă vii cu mașina în Brașov, parchează cât mai aproape de bastionul sesătorilor. Toate locurile de parcare din centru sunt cu plată și au același tarif. O oră de parcare te va costa 3 lei. Poți plăti prin SMS, dar trebuie să fii atent când expiră cele 60 de minute pentru a trimite încă un SMS sau poți plăti la taxatoare mai multe ore. Dacă vii cu trenul în Brașov, atunci va trebui să iei autobuzul 4 din fața gării până la capăt, stația Livada Poștei. O călătorie te va costa 2,5 lei. Poți plăti biletul în autobuz ca în codul QR, descarci aplicația, introduci datele caldului bancar, după care poți plăti călătoria pentru tine și prietenii tăi sau poți cumpăra bilet din stație.